Este dezastru în agricultură din cauza secetei. Sute de mii de hectare de cereale au fost distruse de arșiță. Galați este primul județ care cere să fie declarat zonă calamitată. Agricultorii se tem că acest an îi va scoate complet din afaceri. Efectele le vom resimți cu toții la toamnă, spun fermierii. Pâinea și carnea se vor scumpi cu peste 10%. Sub dogoarea nemiloasă a soarelui, pământul a crăpat și culturile s-au veșteșit. Seceta a pârjolit peste 90% din câmpurile din Galați. Suntem în comuna Schela, unde floarea soarelui ar fi trebuit să ne ia ochii. În schimb, totul e ars, iar din pământ ies nori de praf. Oamenii spun că nu au mai văzut o asemenea secetă de mai bine de 30 de ani. Cantitățile de precipitații care au căzut în ultimul semestru sunt cu 75% mai mici decât ar fi trebuit să fie. Pământul este tare ca piatra, iar tot ce vedeți în jurul meu, toate plantele sunt uscate. Bogdan Mândrescu este agricultor de 10 ani. Dacă era un an bun, spre finalul lunii august ar fi recoltat 4.000 de kilograme de floarea soarelui pe hectar. Seceta i-a distrus planurile. Speră să recolteze măcar 200 de kilograme pe hectar. Nu vom reuși să ne achităm datoriile către furnizori, însemnând sămânță, îngrășăminte, motorină, și de asemenea nu vom fi capabili să ne achităm și leasingurile la utilajele pe care le-am achiziționat. Situația e la fel de gravă în tot județul. 60.000 de hectare din culturile de toamnă și peste 180.000 de hectare din culturile de primăvară nu mai pot fi recoltate. E jali, peste tot e jali. Prost, din ce în ce mai prost. Vreau să zic că ne ducem la vale, o să importăm totuși, iar noi nu o să mai avem absolut nimic. Oficialii cer declararea județului zonă calamitată. S-a irigat în decembrie, în ianuarie. Mari fermieri au avut instalații, au avut putere financiară, au mai irigat, dar din păcate nu și-au scos cheltuiala. Nici perspectivele nu sunt bune, ba mai mult, având și această epidemie de coronavirus destul de pronunțată în județul Galați, au început chiar și membrii echipelor din teren care au făcut evaluări să fie infectați. În Botoșani, nici porumbul nu a scăpat de arșiță. Sunt zone unde gradul de calamitare merge 80-90%. Anul trecut, producția totală de cereale a României se apropia de 30 de milioane de tone. Anul acesta va fi în jur de 25 de milioane de tone, un minus de 14,5% din cauza secetei. De departe, cele mai afectate culturi sunt cele de grâu și secară, care au scăzut cu peste 30% față de anul trecut. Scăderi care se vor resimți la toamnă drept creșteri, dar de prețuri. Nu, fără discuție că prețul pâinii va crește cu un procent de 10% obligatoriu. Dar dacă ne gândim că astfel de procente putem să le întâlnim la un kilogram de carne și un procent de 10-15% îl vom întâlni și la mezeluri, înseamnă totuși pentru buzunarul românului destul de mult. Nu doar culturile sunt afectate de secetă. În satul Drești, din județul Prahova, oamenii nu mai au apă nici măcar de băut. Au secat fântânile. Nu este, e secetă. E secetă. Avem probleme, n-a plouat de un an. Ce fac oamenii de aici? Ce să fac, se chinuie. Seceta face ravagii în mai multe țări din Europa de Est. În anumite zone din România și Polonia, este cea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani, potrivit Bloomberg.